Românii continuă să creadă în tot felul de teorii ale conspirației, oricât ar fi de ridicole. Un video cu o mașină de dezinfecție din Brașov a creat isterie în mediul online. Mii de oameni au distribuit postarea, cei mai mulți susținând că așa se împrăștie COVID-19. Furioși, oamenii susțin că autoritățile, citez, vor să-i omoare. Evident, e vorba de o teorie falsă și pur și simplu este o mașină care împrăștia material pentru dezinsecție. Iar teoriile conspirației sunt greu de ignorat de către români, însă de teamă sau pentru a-și păstra stilul de viață, oamenii au mers cu zecile de mii să se vaccineze în ultima perioadă, după ce 7 luni de zile au ignorat șansa de a se imuniza. Despre atitudinea românilor față de pandemie discutăm în continuare cu sociologul Gelu Duminică, în direct alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Am avut zile cu 93.000, 80 și ceva de mii, 90.000, mai mult decât chiar și atunci când s-a dat drumul la campania de vaccinare și erau în prima categorie cei care abia așteptau să facă vaccinul. După aproape 7 luni, un număr și mai mare de oameni vine să se imunizeze. De ce? Frica păzește bostănărie. Da? Și că de foarte multe ori unul dintre cele mai importante imbolduri pe care le avem în acțiunile noastre e frica, e emoția. Frica față de boală sau frica față de restricții? Și una și alta. Da? Pentru că cele două merg împreună. De fapt, sunt, aici zicem așa, frica de moarte fizică și de moarte socială. Tot de moarte este. Da? Nu, știți, un comportament depinde foarte mult de context și de situație. Iar în contextul de iulie, august, în care COVID-ul dispăruse, era învins, lumea era cu micul în bot, era cu gândul la mare, la soare, era cu concertul, cu altele. Vaccinul nu însemna nimic. Am ajuns la performanța în care vaccinam 50 de persoane pe județ pe zi. Atâta se vaccina în luna iulie-august. În contextul în care virusul a revenit puternic și tot ceea ce ne înconjoară ca informație este mai degrabă direcționat către bănecam ia dracu mesajul, logică fac de ține de mine. Comportamentul depinde foarte mult de context și de situație. Asta poate trebuia să înțelegem. Că în momentul în care noi am relaxat totul nejustificat, și cetățeanul s-a relaxat. Contextul a devenit unul relaxat, cetățeanul s-a relaxat. În momentul în care teama, da, și duritatea, teama de virus a fost menționată, duritatea bolii a fost arătată, omul a înțeles ce conține vaccinul de fapt. Vaccinul nu conținea în niciun caz dorința de a ne duce la untold și de a ne strânge familia în brațe, dar pentru cei care nu făceau vaccinul. Pentru că ei oricum nu se duceau la untold și țineau familia în brațe. Adică pentru că lucrurile astea se întâmplau. Însă teama de moarte iminentă, teama de îmbolnăvire într-o formă gravă, intubarea, incapacitatea sau imposibilitatea de a avea o viață normală, socială, da? Să ieși la piață, să te duci la mall, să te duci la film și așa mai departe. Toate lucrurile astea erau conținute de vaccin și trebuiau arătate. Da? Adică și trebuiau arătate și spuse. În momentul în care s-au spus și în momentul în care lucrurile astea s-au arătat, mare parte dintre cei care, cum să spun eu, erau extrem de reticenți, dar au ales povestea asta. Doi, nu uitați că societatea românească s-a modernizat de cele mai multe ori cu parul, cu ghilimele de rivare cu parul. De la cod organic, de lui Kiselev, până la ce vreți vedea dumneavoastră în ultima perioadă, nu s-a făcut cu bună voie. Nu s-a făcut neapărat cu o susținere. Aici e și vina liderilor, e și vina noastră, e și vina culturii, prin cultură înțelegând tot ce li se transmite non-genetic, care este mai degrabă una de neîncredere și una de ne descurcăm. Iată, în fața virusului nu mai poți să te descurci. În fața virusului ai două variante. Te echipezi cu tot ceea ce poți astfel încât să-i faci față, sau, dar și te vaccinezi, sau riști, nu faci nimic și ai toate șansele să faci o boală formă și tu și familia ta. Credeți că e doar o chestiune de zile, săptămâni, când avem acest aflux foarte mare de oameni? Sau, așa cum s-a mai întâmplat și în primăvară, lucrurile se vor domoli în perioada următoare?
lucrurile se vor domoli în perioada următoare, cu siguranță. Da? Pentru că, din păcate, ai noștri guvernanți sunt incapabili să continue și să diversifice mesajele, astfel încât cei nehotărâți dintre nehotărâți, cei mai nehotărâți dintre nehotărâți să-ți găsească argumentele. Nu, da, săptămâna viitoare, și vă spun asta în premieră, săptămâna viitoare noi o să facem pe banii noștri, da, studii și analize, astfel încât să ajutăm statul român să identifice care ar fi mesajele, da, pe care ar trebui să le dea în spațiu public, să le dea cetățenilor care în momentul de față nu sunt hotărâți. Nu există astfel de studii. Nu știu de ce statul român nu face pe banii lui, dar habar n-am. Adică ei cred că teama o să meargă la nesfârșit. Nu merge la nesfârșit. Da? Adică toate lucrurile au momentele lor de disipare. Teama asta de acum nu va dura la nesfârșit. Adică într-o săptămână, două, trei, în momentul în care contextul se schimbă, se îmbunătățește, să zicem așa, și relaxarea va fi. Da? Adică, și atunci trebuie să inventezi altceva, să gândești altceva, să pui altceva în cap, să vezi de fapt la ce stimul ar reacționa oamenii aia. E destul de complicat ca să se întâmple lucrul ăsta în momentul de față, pe perioadă lungă, pentru simplu motiv că, repet, cu rău ne obișnuim destul de repede. Da? Și atunci, la un moment dat, o să pară normal. Da, o să treacă pe lângă tine, o să ni se pară normal ca cei din jurul nostru să se îmbolnăvească, dar o să zicem, noi nu, nouă nu se poate, nu ni se poate întâmpla. E precum mersul cu mașina cu viteză foarte mare. Știm că este posibil să avem accident mortal și pentru noi și pentru pasageri. Cu toate astea, când suntem la volan, călcăm pedala. Nu, de cam așa.